dimineața, stimați colegi, supun la vot ordinea de zi publicată. Totul de acord, da? Da. Dacă sunt intervenții și doriți să discutăm și alte aspecte, vă rog să faceți aceste aspecte, aceste intervenții. Cu acordul dumneavoastră, în contextul modificărilor preconizate la statutul magistraților și având în vedere și rezoluțiile adoptate de judecătorii din țară în adunările generale, aș vrea să pun în discuție o problemă stringentă și destul de veche a sistemului, și anume normarea muncii, sau mai degrabă lipsa de normare a muncii. Cred că dacă noi, ca societate, ne dorim instituirea unei vârste standard de pensionare pentru magistrați, vârstă care, în fapt, conduce la un stadiu exclusiv în această profesie de 37 de ani, trebuie să asigurăm și condițiile necesare pentru ca magistrații din țară să poată să ducă la bun sfârșit un asemenea stadiu. Și pentru că, de regulă, ne uităm în state din Europa atunci când dorim să modificăm statutul judecătorului, eu aș face aici o paralelă cu statele europene, și anume mi-a atras atenția din ultimul tablou de bord al justiției din UE faptul că România se află pe primul loc la numărul de dosare nou înregistrate în materie civilă și comercială în ultimii 3 ani. Și nu numai că suntem pe primul loc, dar în afară de Belgia, care se apropie de cifrele noastre, toate celelalte state din Europa înregistrează cifre la jumătate față de cele din România. Și, din ce am observat eu, acestea nu sunt nici transpuse în durata de soluționare a cauzei. Pentru că, în pofida acestei încărcături covârșitoare, noi reușim să ne clasăm pe primele 4 locuri din UE la durata de soluționare a cauzelor. Toți cei de la această masă știm că asta se datorează în primul rând eforturilor făcute la nivelul instanțelor. Știm că înseamnă nopți petrecute la birou, weekenduri petrecute la birou, știm că înseamnă concedii de odihnă neefectuate sau efectuate doar pentru a putea să mai redactăm niște hotărâri. Și sunt de părere că situația aceasta nu mai poate continua. Aș propune în acest caz să suplimentăm ordinea de zi cu adoptarea unei decizii privind normarea muncii, o decizie temporară care să-și producă efectele până la momentul la care analizele pe care le-am inițiat la nivelul Consiliului se vor finaliza în privința volumului optim de muncă și vom putea stabili niște măsuri concrete. Mai da, aș vrea și eu să intervin și în continuarea celor afirmate de colegul meu, aș vrea să scot în evidență importanța consultării instanțelor pe acest subiect. Pentru că, dincolo de numărul de dosare, pentru că cel mai adesea se discută despre încărcătura pe ședințele de judecată raportat la numărul de dosare, cred că este important să readucem în discuție o reevaluare a complexității reale a dosarelor pe care le avem de soluționat. Și această complexitate trebuie analizată și instanțele consultate. De aceea cred că, în față de ceea ce a afirmat domnul judecător Ene, este bine să inițiem, pe lângă suplimentarea ordinii de zi în hotărârea pe care urmează să o adoptăm astăzi, o consultare pe larg a instanțelor din sistem, tocmai pentru a observa și punctele dumnealor de vedere pe acest subiect. În legătură cu stabilirea complexității, a fost și am participat și eu, cred că în 2015, când eram la Curtea de Apel București, tot la Consiliu, s-a constituit un grup de lucru și cred că asta este maniera în care trebuie să procedăm, să avem reprezentanți din toate instanțele, la toate nivelurile, și să reevaluăm, într-adevăr, că acea complexitate, până la urmă, s-a stabilit după anumite criterii atunci, care nu știu dacă mai sunt valabile. Exact. Ar mai fi un aspect. Asta putem face și trebuie să facem, dar cred că este un proces de lungă durată, de mai lungă durată până facem analizele. Eu mă gândeam dacă putem lua niște măsuri concrete acum, pentru că sistemul nu se îndreaptă către colaps, sistemul este deja în colaps. La nivelul judecătorilor avem acum 500 de posturi vacante de judecători, preconizăm peste 700 la finalul acestui an. Și întrebarea este ce putem face în momentul ăsta, astfel încât colegii noștri care rămân în instanțe, nu știm câți mai rămân după ce se vor modifica aceste legi, să poată face față volumului de muncă. Și
să vedem în ce măsură memorandumul nostru va fi admis pentru organizarea concursului de admitere în magistratură, câți se vor mai înscrie la acest concurs, pentru că trebuie să recunoaștem atractivitatea, profesiei a scăzut și cu aceste modificări cred că va scădea în continuare și atunci trebuie să luăm măsuri urgente, zic eu. Bun, eu, dincolo de, așa cum spuneam, domnul președinte, problema e mai veche, au fost mai multe proiecte, știm că au fost o serie de concluzii, mai mult sau mai puțin acceptate, pentru a lua o hotărâre, avem nevoie niște de coordonate, mai concret. Ce trebuie să facem? Pentru că, fără îndoială, e o problemă care trebuie rezolvată, însă trebuie, mă gândeam acum la acea hotărâre cu gradele de complexitate și la ce a făcut referire domnul președinte, din 2016 e aplicată de curând, ne-a dat peste cap repartizarea, noi am avut chiar o problemă la Înalta Curte pe care a trebuit să o rezolvăm acum două luni sau luna trecută și atunci trebuie să știm exact ce și cum facem și cum procedăm. Pentru că aici sunt mai multe chestiuni și proiectul este mult mai complex. E nevoie și de intervenția, fără îndoială, a legislativului, pentru că avem și foarte multe cauze, vă reamintesc, care sunt, cum să le numim? Le-am numit noi balastru, nu? Și am avut o serie, am avut și un proiect de lege la un moment dat, am încercat noi să generăm în Parlament un proiect de lege care să ne permită nouă să eliberăm instanțele de genul ăsta de cauze. Noi aveam la un moment dat, cred că nu știu câte, aveam 600 sau nu mai știu la secția întâi, unde aveam un singur petiționar care pur și simplu formula astfel. Adică trebuie să avem în vedere și asta, că trebuie să scăpăm și de acest gen de cauze care încarcă inutil instanțele de judecată. Deci asta e o problemă care și trebuie să analizăm cu mare, mare atenție și lucrurile astea, să dăm deoparte ce nu ar trebui să ajungă în fața unui judecător, fără îndoială că statul sau avem nevoie de sprijinul guvernului să susțină până la urmă mijloacele alternative de soluționare a cauzelor, că nu este normal ca în România orice cauză să ajungă în fața unui judecător. Trebuie să facem și asta, fără îndoială că astea vor fi avut în vedere la proiectul mai mare, dar trebuie să vedem acum care sunt coordonate. Mă bucur foarte tare că ați adus în atenție acest aspect la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii. Pe fostul Consiliu au existat niște proiecte care vizau tocmai acest lucru, scoaterea cauzelor, în special cele repetitive, dar mă rog, cred că sunt mai multe cauze care pot intra aici, scoaterea lor de pe rolul instanțelor. Acum eu, din câte cunosc, toate analizele care s-au făcut și au fost niște analize substanțiale, au ajuns în punctul final în care avea nevoie de concursul legislativului. Da, păi aveam acele cauze vexatorii, cum le-am numit, da. Și căutam o soluție cu toții și toate instanțele au cerut soluție, dar să pornim de la punctele de complexitate. Ce avem în momentul de față? Avem 5060 de puncte de complexitate pe an, pe judecător. Și cred că putem să realizăm această consultare în termen de o săptămână cu instanțele de judecată, la nivelul colegilor de conducere de la toate gradele de jurisdicție, să avem propuneri referitoare la maniera în care dumnealor înțeleg să-și gestioneze aceste puncte de complexitate pe care le avem în prezent față de numărul concret de judecători existent în fiecare instanță. Raportat, desigur, la specificul cauzelor și raportat la particularitățile fiecărei curs de apel ca instanță coordonatoare pentru instanțele din circumscripția sa. Și atunci cred că dacă astăzi pornește această invitație la dialog către instanțe din partea Consiliului Superior al Magistraturii, săptămâna viitoare vom putea materializa concret ceea ce înseamnă volum de activitate raportat la resursele existente. Okay, deci trebuie să pornim de la ceea ce avem deja. Exact. Și ce a rezultat în urma derulării proiectelor mai vechi, exact, ale Consiliului Superior al Magistraturii. Și avem. Vom vedea dacă ele mai corespund sau nu mai corespund. E ideea de mai devreme, da. Ceea ce ați remarcat noastră, într-adevăr, e o metodă care poate ajuta pentru ușurarea volumului de muncă din instanțe, dar are nevoie de acordul legislativului. Și întrebarea ar fi ce putem face noi dacă există mijloace la nivelul Consiliului pe care noi să le desfășurăm și să de acord cu tot cu ce spunea doamna președinte Radu mai devreme. O analiză, cred că se impune, asta e o problemă deja care vine cumva din trecut îndepărtat. Da. Acum sistemul de magistratură, eu cred că sub acest aspect și-a făcut datoria, evidenția mai devreme colegul nostru, domnul judecător Ene, faptul că durata de soluționare a dosarelor, în ciuda acestui volum de activitate, a fost păstrată în niște limite rezonabile.
Cred că lucrul ăsta s-a văzut și anul trecut prin ridicarea mecanismului de monitorizare a MCV-ului. Probabil că și sistemul de justiție a avut o mică contribuție. Nu, a avut o mare contribuție sistemul. Dacă nu ar fi doșu și ar fi dobedit maturitatea de-a lungul anilor, eu sunt convinsă că am fi avut MCV și astăzi. Pentru că știm bine ce condiționalități au fost pe justiție și toate au fost îndeplinite. S-au apreciat a fi îndeplinite, că altfel nu am fi beneficiat de acea decizie. Legiuitorul a avut o inițiativă când s-au lucrat cu diverse de procedură penală și civilă, în sensul de a nu mai fi înregistrate pe rolul instanțelor, ci a fi restituit administrativ anumite cauze, dar cu ajutorul sistemului de curții funcționale, care a invocat accesul la justiție liber, ne-am încărcat din nou cu acestea. Eu, sincer, vă spun că după ce am parcurs toate etapele acestea profesionale, de la judecătorie, tribunal, curte de apel și în altă curte, când m-am ajuns la altă curte, parcă m-am pus la judecătorie. Adică am adunat toți petiționarii din toată țara și am, cum spuneam și mai devreme, la complet de 5 judecători la altă curte, în penal, aveam nu cauze repetitive, nici nu erau cauze. Erau niște nemulțumiri ale unui sau probabil 2-3 petiționari care încărcau cu jumătate rolul, deci rolul completului de 5 judecători, cea mai înaltă instanță din țara asta. Da. Ce? Și în civil, cred că era similar, eu vă spun din penal. Și, într-adevăr, cred că avem aici, inițiatorul este Ministrul Justiției, îl vedeți aici pe ecran, care trebuie să, noi trebuie să facem o analiză și să înaintăm propunere de inițiere a modificării legii pe. Deci, a existat un astfel de proiect, a fost inițiat de Parlament în legislatura anterioară, a primit avizul Consiliului Superior al Magistraturii, numai că ulterior, nu știu care e procedura, a fost radiat, nu știu, în momentul în care a fost înmestit nou Parlament. Dar a existat, s-a înțeles, e adevărat că avem o viziune diferită, că mi-amintesc că a fost, cred, un aviz negativ de la Consiliul Legislativ. Avem o viziune diferită, cred, și trebuie să ne armonizăm pe ceea ce înseamnă accesul liber la justiție. Pentru că noi l-am exprimat într-un anumit sens, Consiliul Legislativ l-a văzut altfel, Parlamentul poate că l-a văzut mai apropiat de noi câtă vreme a promovat un astfel de proiect de lege, Consiliul Superior al Magistraturii l-a văzut într-un anumit sens câtă vreme și-a exprimat acordul pe baza acelui aviz. Deci, cred că pe zona asta, în paralel, trebuie să mergem pe mai multe linii ca să putem asigura până la urmă un act de justiție corespunzător. Chiar în urmă cu câteva zile am avut comisie reunită pe zona de legislație în care Consiliul de Mediere a venit cu o invitație către Consiliul Superior al Magistraturii în ideea reluării discuțiilor pe zona de reactivarea medierii, care este în momentul de față, așa cum știm, o instituție foarte puțin funcțională și care ajută foarte puțin instanțele în ceea ce privește degrevarea de dosare de tipul celor care, la care a făcut referire puțin mai devreme. Da, de aia cred că aici trebuie să existe niște măsuri și trebuie să aibă în vedere, bine, departe de mine gândul de a trasa, eu știu, agenda legislativului, dar totuși aceste mijloace alternative de soluționare a litigiilor trebuie să fie susținute pentru că ele există și în alte state europene, ele funcționează, eficiența lor a fost dovedită în timp și s-a reflectat în numărul de cauze care este, evident, a fost mai mic și nu arată și ultimul tablou de bord. Este clar că trebuie lucrat pe toate aceste zone, așa încât instanțele să fie degrevate și în fața judecătorului sau pe masa judecătorului să ajungă cu adevărat un litigiu. Un litigiu care să impună intervenția unei persoane ultra specializate, pentru că asta înseamnă judecătorul și nu este normal ca un judecător să aibă, nu știu, un număr foarte mare de cauze care, de fapt, nu ar trebui să ajungă niciodată pe rolul unei instanțe. Acum aveam noi situația la care a făcut domnul președinte referire. Păi noi ajunsesem la 30 la recurs la recurs. Recurs la recurs la recurs la recurs. Păi astea înseamnă, pe de-o parte, bani, dincolo de încărcătură, înseamnă bani, pentru că trebuie să faci proceduri, înseamnă timp, înseamnă o durată a procedurii mai mare în cazul altor cauze care ar trebui să primească o rezolvare rapidă, pentru că, evident, au un anumit grad de complexitate, se ating parametrii de configurare și mergem mai departe. Deci,
Noi am încercat să luăm niște măsuri administrative, vom vedea dacă sunt sau nu sunt bune, pentru că acea hotărâre de colegiu face obiectul mai multor judecăți, pentru că a fost contestată, vom vedea, dar problema nu trebuie rezolvată la nivelul întregului sistem judiciar, pentru că sistemul judiciar trebuie reașezat, inclusiv pe zona asta de cauze. Pe zona competenței. Pe zona competenței și acestui centru de cauze, pentru că altfel nu vom face față, pentru că noi am mai discutat. Nu e o soluție nici să mărim schemele, pentru că oricum nu mai avem cu cine să le ocupăm și oricum suntem la un nivel istoric, cred eu, în sens negativ a gradului de ocupare a schemelor de personal. Deci lucrurile astea trebuie să le tratăm pentru că justiția are foarte multe probleme, numai că niciodată nu am avut timp să ne așezăm într-un mod echilibrat și într-un mod real, să le analizăm și să găsim niște soluții. Tot timpul agenda asta și a Consiliului și a fost multă de tot felul de probleme care au apărut și care au trebuit rezolvate cât de repede și cât de repede și tot timpul ordinea de priorități s-a schimbat. Și în final s-a ajuns ca toate aceste probleme din sistemul judiciar, supraîncărcarea, lipsa de personal, numărul tot mai mic de judecători, gradul de atractivitate tot mai redus, sediile inadecvate, clima de lucru total nepotrivit, legislație incoerentă și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea există și cred că le știm cu toții. Deci nu cred că cineva neagă. Numai că n-am reușit niciodată să găsim o soluție. Să nu uităm că această supraîncărcare avem din ce în ce mai multe boli pe care noi le considerăm profesionale. Acum, ne place sau nu ne place, atâta vreme cât tu vezi că un anumit gen de boli sunt tot mai, sau tot mai mulți magistrați sunt afectați de o anumită categorie, evident că avem niște probleme. Și le știm cu toții, doar că trebuie să le rezolvăm, nu mai pot fi lăsate. De fiecare, adică toată lumea are sentimentul și asta am văzut și din lecturarea hotărârilor, aceste probleme au fost ridicate de instanțe, adică instanțele nu au ridicat doar o singură problemă, și anume siguranța financiară, indiferent că vorbim de pensii sau de salarii. Sunt mult mai multe probleme care afectează actul de justiție. Și dacă ne dorim să nu fie afectat actul de justiție, avem obligații și noi, sistemul judiciar, dar în egală măsură sunt obligații și din partea celorlalte două puteri ale statului. Doar că trebuie să avem niște discuții deschise, corecte, coerente. Dacă tot vorbim de integrarea într-un sistem european și a României și ca sistem judiciar, din ce știu și eu, că am mai fost plecat în schimbul de experiență în Europa, se spune tot timpul că justiția nu este ieftină. La noi este ieftină. La noi este cu de taxe și toată lumea face petiții, cere de chemare judecată, în penal este, nu este nicio taxă de accedere la instanță și cred că și asta este o problemă cu care ne încărcăm față de alte state. Așa e, da, dar trebuie să avem în vedere și faptul că avem un grad de sărăcire a populației domnare și trebuie să avem grijă și la ce ne raportăm, să nu fie împovărătoare această sarcină. Dar totuși ordonanța 80 este din 2013 și atunci din 2013, peste 10 ani de zile, cel puțin o actualizare a nivelului acelor că putem să discutăm pe zona asta. Mai vreau și o să adaug, sunt total de acord cu ceea ce a spus, dar majoritatea sunt soluții care presupun un termen lung și de analiză, și de reflexie, și de adoptare. Noi însă avem o problemă acum. Din ce înțeleg că afirmă public doamna ministru, săptămâna viitoare, cu orice preț, această lege care prevede creșterea vârstei de pensionare la 60 de ani, va trece prin Parlament. Și până săptămâna viitoare și pe perioada vacanței judecătorilor se vor înregistra cauze pe rolul instanței. Oare aceste cauze vor trebui soluționate de colegii noștri judecători încă din septembrie. Ori mă întreb, cum să pot să soluționez noi anul de cauze în condițiile în care, iată, și vă dau doar trei exemple. La Tribunalul Hunedoara, 17 posturi vacante, doar 18 ocupate. Cara Severin, 14 posturi vacante, doar 10 ocupate. Harghita, 12 posturi vacante și doar 5 ocupate. Noi avem o problemă din septembrie. Noi trebuie să facem ceva acum, pentru că ai noștri colegi, în septembrie, dacă vor suspenda protestul, să poată să judece aceste cauze în condiții umane, fiindcă nu le vor judeca în septembrie. Oho, vor mai rămâne ani și ani în magistratură. Ori nu pot 5 oameni, 5 colegi judecători la Harghita să judece tot mii de cauze. Și de aceea eu cred că această soluție de consultare în termen foarte scurt a colegilor noștri,
de la judecătorii, tribunale, curs de apel și o viziune unitară la nivelul sistemului judiciar cu ce putem să judecăm efectiv, cred că este benefică, dar trebuie făcută acum. Soluțiile legislative sunt foarte bune pe viitor, când cineva va vrea să stea cu noi la o masă a dialogului și să discutăm real despre el. Dar în aceste condiții nu se mai poate continua. V-am întrebat că... Da, m-a apuntat foarte bine domnul Odagiu, cam asta doream și eu să spun. Și mă uitam că, de exemplu, astăzi avem pe ordinea de zi prelungirea delegării unui domnului judecător în funcția de președinte la judecătoria Brad. Eu am vorbit cu doamna și de asta mi-a atras atenția, am vorbit anul trecut, are 26 de ani vechime în magistratură. Și din câte știu, a rămas cu o singură colegă care are 28 de ani vechime și 60 de ani vârstă. Și trebuie să ne întrebăm cum îi ținem și pe acești oameni să mai rămână, pentru că doamna mi-a spus că mai rămâne cât timp consideră că mai are ce să ofere sistemului. Nu știu dacă toate aceste schimbări vor interveni, dacă va mai reveni, dacă vor mai rămâne acești oameni, dar mă gândesc că ce ține exclusiv de Consiliu și anume această parte de normare a muncii trebuie făcută și trebuie făcută cât mai repede, astfel încât să mai atenuăm din efectele acestor modificări, care din păcate nu țin mai de mult. Credeți și domnul judecător? Nu, doar să-mi exprim acordul față de ce s-a spus. Aș vrea să adaug și eu ceva, pentru că tot vorbim de măsuri de eficientizare a activității, cred că ar trebui reluat și proiectul vechi vizând comasarea, respectiv desfințarea unor instanțe mici, pentru că știm cu toții, sunt la momentul ăsta judecătorii care funcționează cu un singur judecător, cu doi judecători sau chiar avem și câteva situații cu judecătorii la care nu mai există niciun judecător. Și atunci ar trebui să ne gândim chiar și din perspectiva costurilor, costul per dosar al unui dosar procesat de o astfel de instanță foarte mică, este unul mult prea mare față de costul pe care îl presupune procesarea unui dosar de către o instanță mai mare. Astfel de reforme au fost realizate de multe state europene, inclusiv Olanda, inclusiv Republica Moldova a făcut o astfel de reformă și cred că în acest cadru mai larg ar trebui să ne gândim să reluăm și acest proiect. Și evident că aici vom avea nevoie de sprijinul legislativului, pentru că e nevoie de o modificare legislativă. Evident că, cred eu, vom întâmpina rezistență la o astfel de măsură, poate din partea, eu știu, administrației publice locale, nu știu, poate chiar și din partea unor colegi de-ai noștri care cumva s-au obișnuit să lucreze la o astfel de instanță mică, dar eu cred că pe termen lung o astfel de măsură nu poate fi decât benefică și poate aduce un plus în creșterea calității actului de justiție. Și trebuie foarte, foarte bine cântărită și chestiunea asta, dacă nu mă înșel, în 2018 cred că a fost un harcel de reașezare și vreau să vă spun că eu am acum în lucru o lucrare pe Curtea de Apel Craiova în care judecătoria care a venit exact Stavașul îmi solicită acum să meargă la Slatina. Am avut-o pe Comisie și nu. Am și eu un lucru, că este la vis și la mine. Da. Noi am încercat, am făcut un prim pas în direcția în care spunea domnul judecătorie Culescu prin judecătoria Însurăței. În condițiile în care noi am cerut Ministerului Justiției demararea acestor proceduri, tocmai pentru că pentru Tribunalul Brăila devine foarte dificil să gestioneze judecătoriile pe care le are în circunscripție, în condițiile în care judecătoria Brăila, deși situată într-un municipiu reședință de județ, are 9 locuri vacante, la concursul de admitere în magistratură proaspăt încheiată în care am făcut repartizarea celor declarați reușiți, niciun candidat nu a optat pentru judecătoria Brăila. Deci dacă judecătoria Brăila, care este în municipiul reședință de județ, are o dificultate în ceea ce privește ocuparea posturilor vacante, în condițiile în care ei au preluat din competența acestor judecătorii pentru care s-a propus desființarea, este cert că pe termen lung vom avea mari greutăți în ceea ce privește asigurarea actului de justiție. Da. Nu știu, dacă, ca să conchidem, cum suplimentăm ordinea de zi, întrebarea, dacă cu adoptarea unei decizii sau în urma discuțiilor, înțeleg, consultarea instanțelor, dar dacă facem consultarea, solicitarea mea ar fi să o facem extrem de repede, astfel încât până în vacanța să putem adopta o votă. Da, da. Acum, la ce spunea domnul judecător, e adevărat că din discuțiile pe care le-am avut,
există mai mult decât un pericol. Adică, într-adevăr, pe calendariu, săptămâna viitoare, probabil că va intra la plen proiectul de lege. Fără îndoială, discuții au fost, încercăm să le mai avem. Există niște repere constituționale care, din punctul nostru de vedere, limitează destul de serios marja de apreciere a legiuitorului în această reglementare, pensia de serviciu. Le-am susținut, le vom susține în continuare, încercăm totuși să avem un punct de vedere comun și să înțelegem același lucru. Sunt eforturi, evident, cu pași înainte și înapoi, dar vreau să vă spun că rămânem fără îndoială cu toții atașați acestor valori și acestor repere. Le vom apăra, ne vom zbate pentru ele, vom încerca și asta pentru tot sistemul judiciar, că nu facem distinție între unii și alții când vorbim de statut. Asta e o precizare bună, pentru că cel puțin din informațiile care au ajuns la noi sau din ce s-a prezentat public, există și riscul ăsta și atunci probabil o acțiune care se privește întregul sistem și care se... Dar nu se pune problema în toate discuțiile pe care le-am avut din noiembrie încoace, pentru că vreau să ne reamintim cu toții că toată această poveste a început în noiembrie anul trecut. În noiembrie anul trecut, în permanență, discuțiile au fost pentru sistemul judiciar, fie că e vorba de judecător, fie că este vorba de procuror, fie că e vorba de judecător în alta curte, fie că e vorba de judecătorii de la judecătorie. Au existat, amintiți-vă, și ne amintim cu toții că erați în instanță, cum arăta acel proiect de ordonanță și așa mai departe. Au fost discuții, s-a ajuns la o formă la care CSM-ul a dat un aviz pozitiv. N-a fost deloc simplu să se ajungă la forma aia, n-a fost deloc simplu ca CSM-ul să dea acel aviz pozitiv. Prin urmare, lucrurile sunt destul de tocmai de asta am și vrut să subliniez da. Remarca noastră că e sigur că da, și în continuare purtăm discuții și eu sper că vom avea discuții până în ziua finală și tot cred că poate reușim să facem pași. Deci nu stă nimeni în pasivitate în perioada asta și sunt convinsă că toți colegii știu asta. Nici Consiliul, nici domnul președinte, nici eu, adică nimeni nu stă în pasivitate și așteaptă să se întâmple ceva. Nu, sunt discuții, mai mult sau mai puțin vizibile, sunt variante de lucru, eu sunt convinsă că mai sunt variante de lucru, adică vom vedea unde vom ajunge însă în urma acestor discuții. Însă sunt lucruri de la care noi nu ne îndepărtăm, și anume acele repere constituționale peste care nu se poate trece. Nici noi nu putem trece, nici legislativul nu poate trece. Pentru că dacă trecem și unii și alții, va fi afectat actul de justiție și nu dorește nimeni afectarea actului de justiție. Aici avem obligații și noi, sistemul judiciar, obligații și legislativul și executivul. Adică eu cred că suntem cu toții de acord pe linia asta. Fiecare trebuie să-și îndeplinească atribuțiile în linia de competență pe care o are și să mergem mai departe. Nu neagă nimeni dreptul legiuitorului de a legifera, inclusiv în această materie. Doar că trebuie să o facă în marja pe care i-a stabilit-o nu doar Curtea Constituțională, dar și alte tratate la care România este parte și alte documente internaționale. Și noi le știm. Și aș adăuga că un lucru de neînțeles pentru mine și cred că pentru nimeni care a urmărit procesul legislativ, că tot făceați referire la momentul în care au început negocierile pe aceste legi, este de ce în situația în care legile justiției au trecut anul trecut în octombrie-noiembrie și au fost chiar un jalon în PNRR, ne punem problema după nici 6 luni să le modificăm tot ca un jalon în PNRR. Aici poate membrii executivului, poate chiar doamna ministru ne poate explica mai multe, pentru că pentru noi este absolut de neînțeles. Am zis, trebuie să atingem jalonul din PNRR, trebuie să treacă legile justiției așa cum au trecut, inclusiv condițiile de pensionare, după care, după 6 luni, spunem, avem alt jalon PNRR, trebuie să modificăm ce am zis anul trecut că e bine. Eu cred că era o lună. Sau? Au intrat în vigoare în noiembrie, cred. Bine, și deja în decembrie au intrat așa și noi, la sfârșitul lui octombrie, început de noiembrie, a început acea tulburare de care ne amintim cu toții și care a determinat o plecare masivă din sistemul judiciar. Și judecătorii nu au plecat neapărat pentru ideea că de mâine nu se mai pot pensiona. Deci ei au spus în permanență. Este o instabilitate care devine tot mai împovărătoare și nu se poate lucra în condiții normale
în astfel de, de condiții. Și atunci au hotărât... Universitatea, îmi permite și mie o scurtă intervenție? Chiar voiam să vă intervenție. Că eu o să întreți în ordine de zi și eu trebuie să fac spre ședința de guvern și chiar dacă sunt unul din norocoșii acestui guvern care și-a început mandatul cu acțiunile, spuneați frumos dumneavoastră, acțiuni de sensibilizare pe care magistrații l-au întreprins pentru a, a face politicul atent la problemele din sistem. Știți că avem niște obiective asumate prin programul de guvernare. Eu am un mandat politic ca ministru al justiției, pus de o coaliție, motiv pentru care întreaga agenda guvernamentală va trebui să se regăsească fie în legislație, fie în diverse alte măsuri. Cu privire la subiectul fierbinte, avem discuții și colegii dumneavoastră sunt convinsă că sunt informați pe toate palierele posibile, de la comisie, la conducerea CSM, conducerea înaltă de curs de casație și justiție, parchet general, profesiile care sunt afectate, cu toată lumea discutăm pe toate căile, astfel încât să găsim acea soluție de echilibru pe care vă mărturisesc sincer și eu îmi doresc să o găsesc, să nu vă imaginați că e un ministru al justiției care vrea ca segmentul acesta al magistraturii să nu fie mulțumit. Eu mi-aș dori să fiți mulțumiți, pentru că atunci când sunteți noastră mulțumiți, instituția numită justiție, sigur, funcționează în parametrii optim sau spre optim. Problemele cronice ale sistemului le cunosc și vă asigur de un lucru. Sunt un om de dialog și voi încerca să stau la masă cu dumneavoastră să le dăm de cap așa cum veți considera că e mai bine sau vom considera că e mai bine. Pe de altă parte, se poate întâmpla să nu ne aliniem pe toate aspectele, însă nu porniți de la premiza că acest debut care vă pune într-o situație de disconfort major ca profesie nu se va transforma într-o colaborare cât se poate de serioasă și de articulată. Aștept de la dumneavoastră toate analizele, voi discuta la modul concret, sunt doar 4 zile de când am preluat mandatul și discuțiile s-au concentrat în proporție de 90% pe legea care urmează să fie dezbătută săptămâna viitoare și adoptată. Vă informez că miercuri, ăsta este planul. Dar de miercuri încolo ne vom putea calibra discuțiile pe toate temele de interes pentru dumneavoastră. Nu vreau să lungesc discuția. Vă salut, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni în ședința dumneavoastră și vom discuta cu siguranță mult mai aplicat în viitor apropiat. Da, mulțumim pentru intervenție, dar noi am fi vrut să avem un dialog real, cum am spus și zilele acestea, în ultima perioadă, și pe această lege și pe aceste amendamente pe care Ministerul Muncii le-a înaintat și care a dat peste cap cam toată concepția despre ce a fost un proiect de lege inițiat de guvernul acesta. Mulțumim, doamna ministru. Mulțumesc mult. O să suplimentăm atunci, spun la vot, suplimentarea ordin de zi cu acest punct, adică reevaluarea în situații la instanțe privind la normarea muncii, adică complexitate și tot ce consultarea instanțelor. Până săptămâna viitoare o să programăm o nouă ședință în care să luăm o hotărâre. Înțeleg că toată lumea de acord, atunci doamna secretar generală vreau să dați citire ordinii de zi de azi. Punctul 1, în urma suplimentării ordinii de zi, consultarea instanțelor în vederea adoptării unei decizii preliminare privind normarea muncii, aplicabilă până la finalizarea analizelor inițiate la nivelul Consiliului referitoare la determinarea volumului optic de muncă. Punctul 2, numiri în funcție de conducere. Punctul 3, delegare în funcție de conducere. Punctul 4, prelungire delegare în funcție de conducere. Punctul 5, delegare în funcție de execuție. Punctul 6, eliberare din funcție prin pensionare. Punctul 7, eliberare din funcție prin demisie. Punctul 8, acord prealabil detașare. Punctul 9, componența comisiilor de evaluare pentru concursul de promovare efectivă în funcție de execuție a judecătorilor.
punctul 10, contestații la concursul de promovare efectivă în funcție de execuția judecătorilor. Punctul 11, solicitarea Curții de Apel Orale de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unor posturi de grefier. Punctul 12, ocupare pe perioadă nedeterminată a unor posturi. Punctul 13, efecte în hotărâri. Punctul 14, punere în executare a unor hotărâri. Punctul 15, metodologia privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării funcției judecătorilor pentru o altă afecțiune de boală psihică. Punctul 16, o metodologie similară în caz de boală psihică. Înregistrați, vă rog, și o abținere la punctul 4, buletinul 10. Da, dacă nu mai sunt alte intervenții, eu să rămân în deliberare și să opin.